Au început deja tăierile ilegale de brazi din pădurile județului. Un bărbat de 35 de ani transporta ieri 25 de brazi fără a avea documente legale. A fost prins pe raza localității Bubești, comuna Arieșeni, de jandarmi și reprezentanții ocolului silvic. Brazii au fost confiscați, iar transportatorul sancționat contravențional. Transportul ilegal de brazi a fost depistat cu prilejul acțiunii pe linie silvică Scutul Pădurii 2014.